După isprava romilor care prin anii 90 au mâncat lebedele de pe un lac din Viena, un cetățean român ajunge în atenția polițiștilor, tot datorită unor povești în care protagonistele sunt din nou lebedele. Românul în vârstă de 20 de ani, conducând o dubă, s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de la Urziceni-Valaj, la control în partea maghiară, cu intenția de a intra în România. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră maghiari au descoperit pe platforma de transport a autovehiculului numai puțin de 9 lebede, înghesuite în două cuști metalice, scrie satumareonline.ro. 6 dintre acestea erau lebede albe, dintr-o specie protejată de lege, iar 3 erau lebede negre, însă șoferul nu a putut să prezinte niciun document care să ateste proveniența păsărilor sau legalitatea transportului. Cetățeanul român a fost reținut în vederea continuării cercetărilor, iar lebedele au fost predate specialiștilor de la Parcul Național Hortobagi.